Bine v-am găsit, dragi albinuți și albinuțe! Astăzi facem ceva bun de tot. Sunteți deja familiarizați cu faimoasele prăjituri felie de lapte. Astăzi vom pregăti tort felie de lapte. Este un dulce super cremos și absolut delicios. Na, ca ai și șorimă! Ingrediente: un blat cu cacao din 6 ouă cu diametrul de 22 de centimetri. Pentru sirop, 150 de grame de zahăr și 350 de ml de apă. Pentru cremă, 400 de ml de smântână pentru frișcă cu 35% grăsime, foarte rece, 500 de grame de mascarpone la temperatura camerei, o conservă de 397 de grame de lapte condensat îndulcit, tot la temperatura camerei. Aceasta este consistența lui, nu îl confundați cu laptele condensat pentru cafea, care este mult mai lichid, 14 grame de gelatină mărunțită, 50 de ml de apă, o lingură generoasă de esență de portocală, iar pentru decor, cârlionți de ciocolată, cumpărați sau făcuți în casă, fructe roșii și o linguriță de cacao. În primul rând, trebuie să ne ocupăm de blat. Eu fac asta de obicei cu o zi înainte. Aveți deja publicată pe canal rețeta de blat de tort cu cacao din 6 ouă cu absolut toate secretele. Singura diferență este că acum trebuie să-l coaceți într-o formă de 22 de centimetri. V-am arătat inclusiv cum se taie frumos în felii egale. Foile pot avea o grosime între 1 și 1,5 centimetri. Următorul pas este să pregătim siropul, ca el să aibă timp să se răcească. Cel mai mult ne va ajuta pentru această rețetă o tigaie, pentru că avem nevoie de o suprafață întinsă pentru caramelizare și ne avantajează și mai mult dacă aceasta are un înveliș antilipire. Și să verificați să nu miroasă mâncare. Presărăm zahărul în ea într-un strat cât mai uniform și subțire. Apoi punem pe foc iute. Așteptăm ca zahărul să devină lichid în mai multe locuri, apoi amestecăm. Dacă intervenim prea devreme, el face aglomerări care se topesc mai greu. Amestecăm constant, până când zahărul se caramelizează frumos și capătă o culoare brun-roșiatică. Dacă îl lăsăm mai blond, siropul o să fie mai dulce. Cam așa trebuie să arate. Când suntem mulțumiți de culoare, turnăm repede apa. Nu zăbovim prea mult pentru că imediat se poate arde și trece de la un pic amărui la foarte amărui. Fierbem doar până ce caramelul se dizolvă, apoi stingem focul. Dacă îl fierbem prea mult, pierdem din cantitate și apoi nu vom mai avea suficient pentru a însiropa blaturile. Îl transferăm într-o cană și lăsăm să se răcească. Încă un mic pont. Dacă aveți, puteți să adăugați în sirop și 50 de ml de lichior triplu sec, din acela care se folosește în rețeta originală de diplomat. Îi dă o aromă excelentă. Vă las link pentru rețeta de tort diplomat la sfârșit, în caz că nu știți despre ce este vorba. Pentru cremă, mai întâi mixăm frișca, care trebuie să fie foarte rece. În general, atunci când batem frișcă, este bine să folosim o viteză mică. Dacă cumva ne grăbim însă, putem începe cu o viteză mai mare. Imediat ce începe să prindă consistență, totuși, dăm viteza la minim, ca nu cumva să trecem peste momentul optim și să transformăm frișca în unt. De cum s-a întărit, ne oprim. Așa trebuie să arate. Dăm la frigider. Peste gelatina mărunțită, adăugăm 50 de ml de apă, amestecăm și lăsăm la hidratat. Punem mascarpone într-un bol foarte încăpător și peste el adăugăm aproximativ 250 de grame din laptele condensat, plus aroma de portocală. Amestecăm cu mixerul la viteză mică doar 20-30 de secunde până ce totul este omogen. Nu uitați, și mascarpone se poate tăia dacă este amestecat în exces. Punem restul de lapte condensat într-o mică crăticioară și îl încălzim la foc minim, amestecând continuu.
În acest lapte vom dizolva gelatina și pentru asta nu trebuie o temperatură foarte ridicată. 60 de grade este suficient. Nu trebuie să ne oprim din amestecare, pentru că laptele condensat se arde foarte ușor. Îl luăm de pe foc când devine prea fierbinte pentru pielea noastră și adăugăm în el gelatina hidratată. Amestecăm până când se dizolvă, apoi lăsăm să se răcească puțin. Adăugăm peste mascarpone. Mixăm din nou la viteză mică până la încorporare, adică tot 20-30 de secunde. Veți obține o compoziție destul de moale, dar nu vă speriați, se va îngroșa ulterior. Adăugăm frișca pe care am păstrat-o la frigider. O încorporăm cu mișcări circulare, ca la pandișpan. Veți vedea cum crema începe să devină din ce în ce mai consistentă. Frișca rece scade temperatura compoziției și gelatina începe să se închege. Dăm la rece pentru 20-30 de minute, timp în care amestecăm de 2-3 ori. Cam așa va arăta după răcire. Mai trebuie să precizez încă ceva. După cum ați observat, în cremă nu am adăugat niciun gram de zahăr. Nu este o greșeală, pur și simplu nu este nevoie, pentru că laptele condensat îndulcit are suficient zahăr pentru toată crema. Pregătim un platou pentru tort, pe care așezăm inelul de la forma de 22 de cm în care am copt blatul. Punem câte o foaie de blat pe o suprafață plată, eu am aici o paletă mare pentru tort, și însiropăm bine, atât pe o față cât și pe cealaltă. Pentru fiecare foaie trebuie folosit aproximativ 130 ml de sirop. Transferăm foaia în inelul de tort. Adăugăm 400 de grame de cremă, adică aproximativ o treime din toată cantitatea. Nivelăm. Apoi adăugăm altă foaie de blat însiropată, altă treime din cremă, și ultima foaie de blat însiropată. Acoperim cu folie de plastic și punem la frigider pentru cel puțin 2 ore, până când gelatina face priză cum trebuie. După acest răstimp, scoatem inelul de tort și decorăm. Folosim restul de cremă pentru a îmbrăca tortul, dar nu o folosim chiar pe toată. Mai oprim 150-200 de grame pentru a face niște modele cu poșul mai târziu. Pe margini lipim cârlionții de ciocolată. Aceștia se pot cumpăra sau se pot face în casă. V-am explicat cum la tortul profiterol fără coacere. Vă las link la sfârșit și pentru această rețetă. Pe margini facem câteva decorații cu ajutorul unui poș cu dui în formă de stea. Eu am ales să fac niște valuri, așa cum vedeți aici. În mijloc vreau să fac un desen cu ajutorul unui șablon. Pun 4 boabe de coacăze ca să sprijin șablonul, apoi cu o sită foarte mică cern cacao. Apoi pentru culoare folosesc fructe roșii și frunze de mentă sau busuioc. Bineînțeles, tot decorul este opțional. Fiecare ornează tortul după imaginația și după posibilitățile sale. În acest moment este gata. El se poate consuma și imediat, dar este net mai bun după cel puțin o noapte de stat la frigider. Dar asta este valabil pentru aproape orice tort. Este super cremos, super delicios, cu un gust intens de lapte. Vi-l recomand din toată inima. V-am pupat, dragilor! Ne vedem data viitoare!